400 de membri ai Partidului Umanist din Moldova aderă la mișcarea Acțiunea Europeană. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă de către președintele organizației transnistrene, Vladimir Meleca. Liderul organizației spune că cei 400 de membri au părăsit Partidul Umanist pentru că liderul acestuia, Ion Mereuță, nu făcea prea multe pentru cetățenii de pe malul stâng al Nistrului. Aderăm la mișcarea Acțiunii Europene și participăm astfel la consolidarea unui partid democratic, puternic și performant, care are ca obiectiv dezvoltarea statutului prin creșterea nivelului de trai. Am făcut pentru cetățenii Republicii Moldova din partea stângă a ministrului cât am putut, dar eu nu sunt la guvernare și n-am avut aspectul de guvernare pentru ca să rezolv deci problema transnistreană. La rândul său, președintele Partidului Umanist, Ion Mereuță, afirmă că din formațiune nu au plecat decât 13 membri și nu 400. Numai 13 oameni. Aceasta poate să confirmăm la Ministerul Justiției, acolo unde sunt înregistrați deci, acești membri ai Partidului Umanist din partea stânga Nistrului. Îmi pare foarte rău că oamenii se ocupă cu business-ul politic și cu coruperea electorală. Accent TV amintește că anterior un grup de la Alianța Moldova Noastră și unul de la Mișcarea Acțiunea Populară au aderat la MAIE.